Și venitul anual pe care îl aveți? Iarăși veți spune că vă numărăm banii din buzunar. Nu, salariu și celelalte venituri care Păi la sunt. cât se ridică Deci anual? au fost publicate pe site-ul dumneavoastră, pe adresa electronică a dumneavoastră, cu grave încălcări, deci a legislației în vigoare, deoarece ați dat publicității și unele date personale care nu trebuie să fie Ca de publicate, exemplu. ca de exemplu adresa, deci din Chișinău, etajul, apartamentul, telefonul și așa mai departe. De aceea că nu sunteți corecți, deoarece dumneavoastră nu, adică încălcați codul deontologic, eu mă Vă stopez gândiți și aici. dumneavoastră să Da. încălcați la fel Dar anumite coduri deontologice și să nu eu ne nu spuneți încalc, ce. nu încalc. Păi vă întrebam Păi veniturile dumneavoastră. deci, Că adresa dumneavoastră nu este secret de stat acest lucru. nu e secret de stat. Pensia dumneavoastră la cât se ridică? Cât e prevăzut de lege? Și cât e prevăzut de lege pentru Ai Serafim cât îmi Urechean? plătesc? Domnule Urechean, haideți, Asta e nu situația. sunt întrebări care sunt catalogate la secret de stat, așa cum ne-am obișnuit. Acum totul să Deci fie eu am făcut trecut la secret. declarație conform legislației în vigoare, dumneavoastră Și ați eu vă întreb la publicat-o, fel conform legislației în vigoare. dumneavoastră ați plasat-o pe adresa dumneavoastră electronică, axați și uitați. Asta înseamnă că nu țineți minte. Nu Sau nu țin, știți. nu țin. Sau nu știți. Este Da. un răspuns pe care sunt sigură că o să-l fie o să-l aprecieze, fie nu, cei care ne Lasă-l urmăresc și cei aprecieze, care urmează deoarece noi să iasă pe 14 depășim ani la vot, domnule Urechean. în ultimul